Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați. Doar pregătesc o fotografie ca să putem să avem contact vizual și să înțelegem mai bine unul din lucrurile pe care le voi explica astăzi. Sper din suflet să și găsesc fotografia. Am găsit-o, s-o trimit fratelui nostru Beni Strătilă, să mă poată ajuta la momentul potrivit. Dragilor, dacă poți afișa și afișul de pentru ziua de astăzi, să ne uităm puțin la el, pentru că în urma imaginii din afiș ar fi trebuit să vorbim despre război, despre campanii militare, despre victorii militare. Dacă puteți să afișați, Moise este cel care face întotdeauna afișele, Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i răsplătească pentru munca aceasta extraordinară. Și ca să intru un pic în contextul acesta pe care îl reprezintă afișul de astăzi, pentru că acolo găsim ostași pregătiți de luptă, să știți, dragilor, că nu o să vorbim despre amenințările care sunt adresate și le găsim la știri. Sunt 4 națiuni europene care au tras un semnal puternic de alarmă că un război cu Rusia este iminent, este o amenințare reală și fac presiune asupra unei construcții militare imediate. M-am uitat la câțiva lideri politici, lideri ai unor națiuni și foarte îngrijorați au avertizat națiunile respective să se pregătească pentru război. A declarat și prim-ministrul României, domnul Ciolacu, el foarte relaxat, specific românilor, dânsul a spus că nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic și nu trebuie să ne pregătim pentru nimic, că nu există nicio amenințare. Însă mi-a plăcut foarte mult răspunsul uneia dintre invitați din acea emisiune pe care o urmăream și dânsul a spus: accentul trebuie să se pună pe pregătire, chiar dacă va fi sau nu va fi. Toți predicatorii care vin și vă spun să rămâneți liniștiți, să nu vă pregătiți, să nu depuneți niciun efort, ar trebui să nu-i mai ascultați. Dragilor, trebuie să punem accent pe pregătire. Chiar și în domeniul militar, și dacă va fi, și dacă nu va fi, pregătirea este necesară. Așa că Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Nu vreau să vă sperii cu aceste amenințări, cu aceste știri care bulversează omenirea, dar pe de altă parte suntem credincioși. Știm că lupta aceasta este pe viață și pe moarte, știm că suntem pe un câmp de luptă și știm cine este biruitorul: Iisus Hristos. Astfel, noi nu știm ce perioadă istorică vom parcurge, dar știm cine conduce istoria. Biserica este a lui Hristos, El ne va da călăuzire, sfat și putere să răzbatem. Dar pe de altă parte, dragilor, să fim pregătiți pentru orice vine. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. În dimineața aceasta mă întorc la textul acesta frumos din Scripturi. Vedeți afișul cu armate care se pregătesc de război, dar să știți că sunt elemente militare
și în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta și vom vorbi despre misiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Să vedeți că este și o campanie militară, El vine cu forță și pune la pământ, culcă la pământ pe cel mai mare dușman al vieții noastre, pe diavolul. Vedeți, dragilor, un obicei extraordinar de bun pe care îl găsim la Domnul Iisus Hristos, care era până la urmă Dumnezeu, îl vedem deseori, îl vedem de fiecare dată, îl vedem consecvent în participarea la sinagogă. Îl vedem deseori în sinagogă predicând cuvântul lui Dumnezeu, uneori tulburând adunările respective, pentru că de fiecare dată când Domnul Iisus Hristos predica cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin demonii erau foarte tulburați în contextul de față și oamenii religioși au fost foarte tulburați. Și m-am gândit deseori cât curaj neînțelept trebuie să ai să te ridici peste Domnul Sabatului, să-L oprești din acea minune extraordinară și să vii și să-ți prezinți tu ideile religioase. A fost extrem de curajos fruntașul acelei sinagogi. Însă îl găsim deseori pe Domnul Iisus Hristos participând la sinagogă, predicând cuvântul lui Dumnezeu, tulburând adunarea într-un fel sau altul. Și pe de altă parte, dragilor, nu i-a lăsat pe oameni doar tulburați, cât că pe unii i-a lăsat tulburați când a citat textul din Isaia, ați văzut oamenii că s-au ridicat împotriva lui, l-au dus până pe sprânceana muntelui, am fost și am vizitat acolo și au vrut să-l arunce de acolo. Dar mulțumim Domnului că El face și miracole extraordinare, ca și în cazul din textul din dimineața aceasta. Dacă vreți, dragilor, după obiceiul său frumos, Domnul Hristos este în sinagogă sau la adunare. Cuvântul sinagogă provine de la cuvântul grecesc care înseamnă adunare, ca să ne fie mai simplu și să înțelegem, sau strângere la un loc. Încă din vechime, să știți, comunitățile evreiești folosesc aceste locuri de întrunire pentru a învăța cuvântul lui Dumnezeu și pentru a se închina. Majoritatea erudiților cred că sinagogile au apărut în timpul captivității evreilor în Babilon. În Enciclopedia Iudaică se spune, simțind nevoia să primească alinare în suferința lor, exilații, rămași fără templu într-o țară străină, obișnuiau să se adune, probabil într-o zi de sabat, în ziua de sabat, și să citească scripturile. Se pare că după ce s-au întors din exil, evreii au continuat să se adune pentru a se ruga și pentru a citi din scripturi. Ei au construit sinagogi oriunde s-au stabilit. În secolul I, înainte de Hristos, sinagogile erau centrul vieții sociale și religioase al comunităților evreiești aflate în bazinul Mării Mediterane, în Orientul Mijlociu și chiar în Israel. Lee Levine, profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, explică: sinagoga era folosită ca loc pentru studiu, mese ceremoniale, acțiuni judiciare, depozitarea tezaurului comunității și reuniuni sociale și politice. El adaugă, totuși, pe primul loc erau serviciile religioase. Te rog, Beni, dacă poți să pui și poza pe care ți-am trimis-o pe WhatsApp. Cei care ați fost în Israel ați putut vizita sinagoga în care se spune că Domnul Hristos ar fi predicat prima dată, cea din Nazaret. Cam așa arăta o sinagogă. Dacă poți să mărești imaginea, chiar am fotografii făcute în interiorul unei sinagogi, ca să puteți să vedeți despre ce este vorba. Într-o clădire care arată foarte frumos, arată interesant, Domnul Iisus Hristos a intrat, oamenii, vedeți, stăteau pe acele spații laterale, așezați, și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a intrat în sinagogă, El mergea cu regularitate la sinagogă, îi învăța, îi sfătuia, și Domnul Iisus Hristos, cu puterea sa dumnezeiască, producea miracole extraordinare. Însă, dragilor, la sinagogă nu-L vedem doar pe Iisus Hristos, pe Mântuitorul. La sinagogă vedem mai mulți oameni, diferiți oameni, cu mentalități diferite, dar în mod deosebit o vedem și pe femeia gârbovă. Femeia gârbovă vine în evidență. Ea este cumva personajul principal al acestui text din Scripturi. De ce spun lucrul acesta? Femeia gârbovă avea o infirmitate cumplită. Cei mai mulți comentatori spun că femeia aceasta era aplecată, pur și simplu îndoită cu totul, în așa fel încât nu putea să privească decât pământul. Spun lucrul acesta pentru că în era aceasta tehnologiei, cei mai mulți creștini care nu au nicio infirmitate, nicio problemă de sănătate, nu au niciun disconfort fizic,
aleg să rămân acasă, să se uite pe internet. Și cred că femeia aceasta gârbovă e un exemplu pentru noi toți și pentru, mai ales pentru cei care stau acasă și se uită pe internet. Și dragilor, dacă vreți acțiune, dacă vreți miracole, trebuie să ne punem în mișcare. Trebuie să ne deplasăm. Imaginați-vă doar dificultatea acestei femei de a se trezi dimineața, de a se spăla pe față, o femeie care era aplecată, de a se îmbrăca și apoi de a parcurge drumul de la casa ei la sinagogă. Pentru ea fiecare pas era o dificultate. Pentru noi, nu neapărat. Avem mașini bune, mergem mai devreme, încălzim scaunele, volanul, mașina ca să fie tot în regulă, avem căldură, avem tot ce ne trebuie. Pentru femeia aceasta era o dificultate, dar era și o prioritate să fie la sinagogă și să se închine înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragilor, titlul predicii din dimineața aceasta este următorul: Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Este fraza prin care, potrivit tradiției, Iulius Cezar a anunțat extraordinara victorie obținută în 47 înainte de Hristos împotriva armatei lui Farnace din Pont. Dar nu atât pentru victoria în sine, cât mai ales pentru rapiditatea cu care această victorie a fost obținută. Expresia se traduce prin am venit, am văzut și am învins. Dacă ne referim, dragilor, la Iulius Cezar, era un strateg militar deosebit. A obținut o victorie deosebită. Însă dați-mi voie să vă spun că în dimineața aceasta vorbim despre un strateg militar mult mai mare și mult mai puternic. El este Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragilor, vom învăța câteva lucruri care ne sunt foarte benefice în dimineața aceasta. Veni, vidi, vici. Întâi de toate, veni, am venit. Hristos a venit în lumea noastră. A venit pe teritoriul luptei noastre. A venit pe câmpul în care se desfășoară lupta pe viață și pe moarte, în care dușmanii sunt aprigi și caută să călărească, să domine și să distrugă viața noastră. Dacă ne uităm la această femeie, femeia aceasta era agresată în trupul ei de către Satan. Era dominată în trupul ei de către Satan. Era ținută în imposibilitate. Femeia aceasta avea o infirmitate fizică generată de Satan, care este comandantul oștirii Întunericului. Însă, dragilor, pentru că tot vorbim și de campanii militare, dincolo de faptul că Domnul Iisus Hristos era un învățător excelent, dincolo de faptul că era cel care avea puterea să facă miracole deosebite, dați-mi voie să vă spun că Domnul Iisus Hristos este și Domnul oștirilor, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă pentru brutar Domnul Hristos este pâinea vieții, dacă pentru astrolog Domnul Iisus Hristos este soarele neprihănirii, pentru militari Domnul Iisus Hristos este Domnul oștirilor. Și ceea ce se întâmplă aici este și o campanie militară, un război care se dă pe viață și pe moarte. Și primul lucru pe care îl învățăm de la această întâmplare este că Domnul Iisus Hristos a venit. Că El este Dumnezeul care vine. După 18 ani de așteptare, după 18 ani de gârbovie, după atâtea zile de amar, după atâtea zile de batjocură, după atâtea zile de așteptare, de multă așteptare, după atât de multe rugăciuni, dragilor, 17 ani, ne spunea Ben în dimineața aceasta, după atâtea drumuri chinuite spre piață, spre zonele unde trebuia să se aprovizioneze, spre sinagogă, după atâta chin amar în viața acestei femei, după atâtea nopți de plâns, că și somnul era tulburat de disconfortul fizic, femeia aceasta nu avea liniște zi și noapte din cauza aspectului fizic. Însă în dimineața aceasta înțelegem că stăm înaintea Dumnezeului care vine, care într-un final vine în viața noastră. Veni, El a venit întâi de toate, dar și în dimineața aceasta El vine și îl găsim în sinagogă. După atâta așteptare El a venit, binecuvântat să fie numele Lui. Cel pe care l-a aștepta de atâta vreme, cel căruia s-a rugat, Dumnezeul în care a crezut, este aici de data aceasta. Este în sinagogă, nu doar în orașul ei. Nu doar că a intrat în orașul ei, nu doar că a intrat în sinagoga ei și a venit în mod personal pentru această femeie care era gârbovită, care era ținută de Satan. Într-o zi obișnuită de sabat, Domnul Iisus Hristos intră în adunare și atunci când intră Domnul Iisus Hristos, obișnuitul dispare și devine neobișnuitul, supranaturalul se activează, binecuvântat să fie Domnul. Astfel în dimineața aceasta înțelegem din textul acesta că El este Dumnezeul care vine. El este Dumnezeul care vine. De ce vine El, dragilor?
ne punem întrebarea aceasta: de ce vine Domnul Iisus Hristos? De ce vine? Care este intenția Lui? Ce îl motivează pe El să se deplaseze? Ce îl face pe El să vină până la urmă? Ce l-a determinat pe El să coboare din slava sa cerească? Să umble pe ulițe, să intre în sinagogi, să caute pe cei pierduți? Întâi de toate înțelegem că El vine datorită misiunii sale. El este pus în mișcare datorită misiunii sale și descoperim misiunea sa în cartea Isaia și apoi în Evanghelii, pentru că tot într-o sinagogă Domnul Iisus Hristos descoperă scopul misiunii sale. Când a luat sulul din mâna fruntașului sinagogii, Domnul Iisus Hristos a citat textul din Isaia care spune astfel: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război libertatea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Ascultați care este misiunea Lui. El vine în dimineața aceasta întâi de toate, nu că este vreunul printre noi excelent și vine datorită excelențelor noastre. El vine datorită misiunii sale și spune cuvântul lui Dumnezeu că eu am venit să dau drumul celor apăsați. Și femeia aceasta a fost timp de 18 ani apăsată, aplecată de diavolul, și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dragilor, întâi de toate trebuie să înțelegem în dimineața aceasta cu bucurie că și dacă nu-L chemăm noi, El tot vine datorită misiunii sale. Și misiunea sa este să facă bine. Misiunea Domnului nostru Iisus Hristos, care este unsul lui Dumnezeu, este să vestească săracilor Evanghelia. Evanghelia este soluția pentru toate problemele existențiale. Pe de altă parte, misiunea sa este să-i tămăduiască pe cei cu inima zdrobită. Ești cu inima zdrobită în dimineața aceasta? Misiunea Lui este determinat de misiunea și de scopul acestei misiuni, să vină să tămăduiască inimile zdrobite. Sunt aici oameni care au inima zdrobită. Hristos vine cu scopul misiunii sale și tămăduiește pe cei cu inima zdrobită. Înțelegem în dimineața aceasta că El este Dumnezeul care vine și vine datorită misiunii sale întâi de toate. Pe de altă parte, spune că vreau să propovăduiesc robilor de război libertatea. Diavolul a fost cel care ne-a ținut captivi. Diavolul a fost cel care a legat. Diavolul a fost cel care a pus lanțuri după lanțuri, poveri peste poveri. Dar a venit cel mai bun strateg în sinagoga respectivă și numele Lui este Iisus Hristos. Și El a venit să dea libertate prizonierilor de război, să deschidă închisorile și oamenii să iasă în libertate deplină în Hristos. Misiunea Lui este determinat de misiunea Lui. Apoi să dea orbilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, căpătarea vederii. Pe câți orbi a vindecat în misiunea sa extraordinară, în misiunea sa mesianică, dar pe câți orbi dintre noi care nu aveam perspectivă, Dumnezeu ne-a vindecat și ne-a dat perspectivă? La câți dintre noi Dumnezeu ne-a deschis ochii să înțelegem viața, să înțelegem scopul existenței noastre, să înțelegem cine este Hristos și care este misiunea sa? La toți Dumnezeu ne-a deschis ochii și mulțumim că vedem în dimineața aceasta. Pe de altă parte, vedeți, dragilor, când Domnul Iisus Hristos intră în sinagoga aceasta, El ia cu asalt puterile întunericului. Pentru că sunt puteri ale întunericului care agresează fizicul unor credincioși, care nu posedă, agresează, care agresează mintea unor credincioși, care agresează sufletul unor credincioși, îi tulbură. Săptămâna aceasta am stat de vorbă cu două persoane care îmi spunea: Domne, sunt agresat cumplit de diavolul, și când mi-a spus luptele pe care le duce, am sesizat activitate demonică acolo. Însă, dragilor, când Iisus Hristos intră în sinagoga aceasta, El intră ca să devasteze puterile întunericului, să zdrobească puterea întunericului, să-l răstoarne pe cel rău și să o elibereze pe femeia aceasta și să elibereze pe toți aceia care sunt agresați într-un fel sau altul de către diavolul. Binecuvântat să fie Domnul! Dacă vreți, în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta din Isaia, Domnul Hristos rezolvă toate problemele existențiale cu care se confruntă omenirea. Astfel, în dimineața aceasta nu ești în afara puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere pentru toate problemele existențiale, pentru toate problemele cu care ne confruntăm, pentru gândurile acelea care sunt un asalt din partea diavolului. Hristos are putere. Amin. Și învățăm în dimineața aceasta că El este Dumnezeul care vine. Și de ce vine Dumnezeu? Vine datorită misiunii sale. Vine datorită dragostei sale. Pe de altă parte, El este Domnul care vine
Însă El vine deseori când este chemat. El vine deseori când este chemat. Spune cuvântul lui Dumnezeu: cheamă-mă și voi veni, cheamă-mă și îți voi răspunde, cheamă-mă și îți voi vesti. Ce îți voi vesti? Vestea bună a Evangheliei, libertatea robilor de război, libertate celor care au fost apăsați, tămăduire pentru cei cu inima zdrobită, anul de îndurare a lui Dumnezeu, vindecarea orbilor și toate aceste beneficii extraordinare. Dragilor, El vine când îl chemăm. L-am chemat pe Hristos în dimineața aceasta? L-am chemat pe Dumnezeu în dimineața aceasta? Vedeți, El răspunde chemării noastre. El este Cel care se activează și vine în demersul dragostei sale să se apropie de noi. Întâi de toate El vine datorită misiunii sale și apoi El vine când îl chemăm. Cheamă-mă, a spus Dumnezeu, și voi veni. Cheamă-mă, cheamă-L pe Dumnezeu în dimineața aceasta pe câmpul tău de bătălie. Cheamă-L în familia ta. Cheamă-L în problemele tale, cheamă-L în boala ta, cheamă-L în neputința ta, în vulnerabilitățile tale, cheamă-L în confuzia ta, în necredința ta, cheamă-L pe Dumnezeu și El vine. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că El vine, cheamă-mă și voi veni, îți voi răspunde, îți voi vesti lucruri extraordinare și te ridic de sub orice formă de apăsare. Apoi, dragilor, El vine, să știți, și intră în viața noastră dacă este lăsat, dacă este lăsat. Vedeți, în demersul dragostei sale, El intră în biserica noastră în dimineața aceasta, în adunarea noastră. El se apropie de cei care L-au chemat, dar stă departe de cei care îl resping. El vine dacă este lăsat. Știți ce spune în cartea Apocalipsa? Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, clanța este pe interior, dragilor. La un moment dat cineva a făcut un tablou din imaginea aceasta din Apocalipsa, și în imaginea de afară nu exista clanță la ușa bisericii. Și cineva i-a făcut o remarcă, zice, păi da uite, n-ai făcut clanță la ușa bisericii. Și a zis, clanța este pe interior, în adâncul inimii dumneavoastră. Dumneavoastră aveți privilegiul de a lăsa pe Hristos să intre în dimineața aceasta și să lucreze. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și El cu mine. Dragilor, veți spune, domne, ce ne povestești în momentele următoare pare de domeniul paranormalului. Dar eu zic că pare de domeniul supranaturalului. Eram în lotul național și dormeam cu un coleg în cameră. El venise la biserică, dar din cauza persecuției care s-a ridicat împotriva noastră, el a dat înapoi, a început să aibă teamă. Și la un moment dat, într-o noapte, amândoi în același timp am avut același vis. Și amândoi în același timp ne-am trezit din vis. Am visat că el era la ușă, că Duhul Sfânt era dincolo de ușă și încerca să intre și el împingea ușa să nu intre Duhul Sfânt în viața lui. Și m-am trezit tulburat, m-am uitat la el și el era tulburat și i-am zis ce vis am avut. A început să tremure de frică și eu am avut același vis. Dragilor, clanța este pe interior, îi deschizi, el vine, dar îi deschizi în dimineața lui, aceasta lui Hristos să intre în viața ta? Te rog din tot sufletul, deschide-i ușa. El stă la ușă și bate. El caută în demersurile sale pline de dragoste să intre în viața noastră. Și când Hristos intră în viața noastră, se produc miracole deosebite. Poate că ești gârbovit de păcate. El vine în dimineața aceasta să te curățească cu sângele Lui. Poate că ești gârbovit de probleme în dimineața aceasta. El vine în ajutorul tău. Nu e problemă prea mare, am cântat în dimineața aceasta. Poate că suferi de o boală. În dimineața aceasta, El vine în ajutorul tău. Poate că te afli într-o situație și într-o luptă spirituală cumplită. El vine în ajutorul tău. În dimineața aceasta nu este Alin Jivan cel care intervine între tine și diavolul care vrea să-ți agreseze viața. Între tine și boala care îți agresează viața. Între tine și boală intervine Hristos, care are putere. Binecuvântat să fie El. Lasă-L pe El să intre. Lasă-L pe El să schimbe, lasă-L pe El să transforme. Veni, a venit. A venit. Și nu doar că a venit, dragilor, merge mai departe în dimineața aceasta. El nu este doar Dumnezeul care vine. El este și Dumnezeul care vede. Este Dumnezeul care constată. Este Dumnezeul care ne vede pe fiecare dintre noi.
Spune Scriptura că într-un mod obișnuit el a intrat în sinagogă. Și când intri în sinagogă, primul la care te uiți e fruntașul sinagogii. Te duci, dai mâna cu el, te îmbrățișezi, bine ați venit de la Dublin, ce mai faceți, nu știu ce, te uiți la echipa de închinare, apoi te uiți la personalitățile mai marcante din biserică, la oameni îmbrăcați mai bine, nu asta facem noi. Cam aceasta e scara în care oamenii privesc lucrurile. Domnul Iisus Hristos, când a intrat în sinagogă, nu a fost atras de personalitățile marcante ale sinagogii. Nu a fost atras de cei mai frumoși îmbrăcați din zona respectivă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El este Dumnezeul care vede, Dumnezeul care te vede. Acum vreau să vă imaginați următorul lucru. O femeie gârbovă, ea nici nu apare în orizont. Datorită infirmității, ea nu apărea în orizont. Ea era blocată în neputința ei, în infirmitatea ei. Teologii spun că era atât de aplecată încât nu am eu mobilitate să mă aplec, dincolo de faptul că am făcut 22 de ani de gimnastică. Atât de aplecată era această femeie și nu putea să fie în orizontul celor de acolo. Însă vedeți frumusețea Dumnezeului nostru? El nu doar că vine, El ne vede. El te vede în dimineața aceasta, că ești gârbovit, că ești gârbovită, că ești aplecat, că ești aplecată de poveri, de problemele din familie, de situații cumplite, că ești agresat la nivelul minții de către diavolul. Dumnezeul tău te vede în dimineața aceasta că nu mai poți, că disperi, că plângi acolo și spui, Doamne, când vei veni? Vreau să spun ceva, El este El Roi, Cel care vede totul în dimineața aceasta. Chiar dacă gârbovirea te-a plecat și tu nu ești în orizont, nu ești în imaginea de ansamblu, Hristos te vede dacă ești praf, dacă ești la pământ, dacă ești căzut. Hristos te vede în dimineața aceasta. O, glorie Lui! Că El ne vede! Că El ne vede! Dragilor, dacă ne uităm, dragilor, la acest cuvânt, este extraordinar. Pentru că lumea vede în femeia aceasta, sau nu vede în ea, decât o persoană cu handicap, cu infirmitate, în limbajul jignitor al oamenilor, o handicapată. Oamenii asta vedeau în ea. Dom'le, o handicapată care își duce traiul. Dacă nu este o femeie blestemată, o femeie care suferă în urma păcatelor ei. Însă, dragilor, dați-mi voie să vă spun că Domnul Iisus Hristos vede diferit. Când El se uită spre noi, El vede diferit. Oamenii au văzut o femeie handicapată, Hristos îi vedea adevărata identitate. Oamenii vedeau o femeie handicapată, Hristos îi vedea adevărata identitate și fiți atenți ce spune despre ea. Femeia aceasta despre care voi spuneți că este handicapată, este bătută de Dumnezeu, este gârbovită de problemele personale din viața ei, este o fiică a lui Avram. Și știți ce înseamnă? Dumnezeu îi respectă demnitatea de credincioasă. Dincolo de faptul că femeia aceasta era evreică și făcea parte din poporul ales al lui Dumnezeu, îi recunoaște și demnitatea națională a apartenenței ei, dar mai mult decât atât, ea spune, este o fiică a lui Avram, Domnul Iisus Hristos îi recunoaște identitatea de credincioasă a lui Dumnezeu. Ce vedeau oamenii în ea? O femeie bolnavă, o femeie cu infirmitate, o femeie handicapată, un om care este bătut de Dumnezeu, o femeie gârbovită care nu mai are nicio șansă la viață, Hristos îi vedea identitatea. Dumnezeu te vede în dimineața aceasta, dragul meu și draga mea. Te vede aplecat de povară, de problemele din familie, de situații cumplite, de modul în care diavolul ți-a agresat viața și ești la pământ. Oamenii zic, gata, este gata cu el, Hristos zice, este un fiu al lui Dumnezeu. Este o fiică a lui Dumnezeu. Și gata cu agresarea, pentru că Dumnezeu vede diferit față de cum vedem noi. Pe lângă faptul, dragilor, vedeți, în dimineața aceasta ce trebuie să înțelegem? Nu infirmitatea trebuie să ne stabilească identitatea. Nu păcatul, dragul meu, trebuie să-ți formeze identitatea, să-ți stabilească identitatea. Nu problemele din familie care se frânge, trebuie să stabilească identitatea, ci credința în Iisus Hristos să stabilească identitatea. Te ridici prin credință deasupra tuturor problemelor și spui, sunt copil al lui Dumnezeu. Sunt copil al lui Dumnezeu. Vedeți, acestei femei, nu handicapul i-a stabilit identitatea, ci credința i-a stabilit identitatea. Chiar dacă era o femeie cu handicap, cu infirmitate, aplecată la pământ, chiar dacă era ridiculizată, Hristos vede în ea o fiică a lui Avram. Precum Avram a crezut imposibilul, astfel și femeia respectivă a crezut imposibilul. Și identitatea ei
era de natură divină, era o femeie credincioasă. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Dragilor, oamenii vedeau handicapul. Și noi când vedem situații exterioare, judecăm după exterior. Hristos vedea cauza. Hristos vedea cauza. Noi vedem tot ce este în exteriorul vieții unui om. Hristos vede tot ce este în interiorul vieții unui om. Ce bine că El ne vede. El este Dumnezeul care vine în dimineața aceasta. Este Dumnezeul care ne vede și ne vede diferit. Ne vede adevărata identitate, chiar dacă suntem sub poveri. El vede adevărata cauză a problemelor și vedeți, în timp ce oamenii respectiv se uitau la ea și în mintea lor judecau într-un fel sau altul, Domnul Iisus Hristos vede cauza. Dar femeia aceasta și-o stabilește, o spune public. Femeia aceasta care este o fiică a lui Avram, despre care voi ziceți că e doar o femeie handicapată, iertați-mă de expresie, pe femeia aceasta o ține Satan legată. Aceasta e cauza, spune Domnul Iisus Hristos. Ei vedeau handicapul, Hristos vedea cauza. De ce nu putem noi ajuta oamenii deseori? Pentru că noi vedem handicapul, problema, gârbovirea, Hristos vede cauza. Satan a agresat-o în trupul ei. Pe de altă parte, pentru că erau în sinagogă, să știți că deseori, chiar și în mijlocul unor miracole, chiar și atunci când Dumnezeu vorbește, sunt oameni care se uită la ceas și zic, mai e? Suntem aproape de 12 fără un sfert, trebuie să terminăm imediat slujba. Și în timp ce oamenii se uitau să vadă cât este ceasul, să plece cât mai repede acasă, Hristos știți ce vedea? Vedea timpul suferinței ei. În timp ce oamenii se uitau grăbiți să plece acasă, indiferent de problema femeii respective, Hristos vedea timpul suferinței ei. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Satana o ținea legată de 18 ani. Asta înseamnă că Dumnezeu știe totul despre noi. Ce am spus la începutul anului, dragilor? Că Dumnezeu nu irosește ce îndurăm. El numără pașii noștri de pribegi și lacrimile noastre sunt strânse în burduful Lui. În timp ce oamenii se uită la ceas grăbiți să plece din problema ta pentru că n-au soluții, Hristos se uită la timpul suferinței tale și ți-l prezintă în mod exact. Cine credeți că i-a spus Domnului Hristos că femeia aceasta suferea de această gârbovire de 18 ani? Fruntașul sinagogii? Probabil că a și uitat. Știți cine i-a spus? El era Dumnezeu. Și înainte să coboare pe pământ, Dumnezeul acesta a văzut-o din ceruri. I-a auzit rugăciunile din ceruri. I-a văzut chinul din ceruri. I-a numărat pașii de pribegie, de pribeag al acestei femei. I-a numărat insultele, batjocura, durerea, suferința, nopțile dormite, lacrimile. I le-a contabilizat și Dumnezeu n-a spus în plus nici cu un an și nici n-a tăiat un an. A spus de 18 ani suferă femeia. S-a bucurat că cineva știa de cât timp suferă femeia aceasta. Dragilor, el este, știți cum suntem noi? Noi vedem firul de păr doar atunci când e în ciorbă sau în mâncare. Hristos îl vede când cade din capul unui om. Pentru că el nu cade fără acordul lui Hristos. Binecuvântat să fie el. Ce minunat că el vede timpul suferinței noastre. Și știe cât am plâns, cât am suferit, cât am așteptat. 18 ani a ținut-o Satana. Dar gata. Slăvit să fie Domnul. Îl invit pe Eleazar să vină pentru că o să ne apropiem de final. Oamenii vedeau vina. Hristos vedea vindecarea. Oamenii vedeau infirmitatea. Hristos vedea vindecarea. Oamenii vedeau handicapul, aspectul fizic. Hristos vedea vindecarea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut-o, veni, vidi, a văzut, a venit, a văzut, a chemat-o. Și a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta.
și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. El vede dincolo de ceea ce văd frații tăi de credință. El vede dincolo de ceea ce vede păstorul, fruntașul sinagogii. El vede peste mulțime, chiar dacă infirmitatea, boala, gârbovirea, păcatul te apleacă și te ascunde în mulțime. El vede ce ai în suflet, chiar dacă te-ai pitit de rușine, chiar dacă te-ai pitit de durere, chiar dacă te-ai pitit sub povara problemelor din viața ta, El te vede în dimineața aceasta. Știe totul în mod personal despre dumneata, despre mine, despre noi toți. El este Dumnezeul care vine. El este Dumnezeul care vede. Și în lucrul acesta atât de deosebit, când oamenii au văzut lucrurile exterioare, El a văzut vindecarea și a deslegat-o pe femeia aceasta. Și mai un lucru important. Să știți că Dumnezeu vede și reacția oamenilor religioși și răutăcioși. El îi vede pe toți cei care ne-au agresat, pe toți cei care ne agresează. El vede toți. Tot. Acestor oameni le-a răspuns fățarnicilor. Oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? El a văzut inclusiv reacția acestor oameni care nu făceau altceva decât să o agreseze mai mult pe femeia respectivă. El vede totul. El nu doar vine în dimineața aceasta. El nu doar vede și constată. Veni, vidi, vici. El învinge. Cel mai mare strateg militar, ei se răstoarne toate puterile întunericului. Numele Lui este Iisus Hristos. El este Domnul care învinge. Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Gata cu gârbovirea, gata cu drumurile acelea cumplite în care oamenii te arătau cu degetul, gata cu povara păcatului, gata cu problemele care te pur și simplu te îngrămădesc și te apleacă la pământ și nu te lasă să respiri și nu te lasă să deschizi gura și să te bucuri, nu te lasă să trăiești, gata cu gârbovirea, gata cu agresarea din partea diavolului, gata pur și simplu pentru că a venit învingătorul în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Și gata, când El vine, totul se schimbă pentru că El învinge. Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Aici nu este doar o problemă medicală care nu putea fi rezolvată. Aici este o bătălie spirituală puternică cu comandantul întunericului, cu cel care o agresa în trup cu Satana, și Hristos vine și îl biruiește. Binecuvântat să fie numele Domnului. Oh, cât de mare ar fi problema în dimineața aceasta. Mult mai mare este Hristos. În lupta aceasta, să știți că nu putem învinge cu arme, prin forțe militare, ci prin puterea numelui lui Iisus Hristos. Veni, vidi, vici. În ziua aceea El a venit, a văzut și a învins. Și învingerea a fost extraordinară. Biruința a fost colosală. Știți de ce? Pentru că în ziua aceea diavolul a ieșit cu mâinile goale din adunare. El n-a mai pus mâna pe niciun credincios și a luat mâinile de peste viața acestei femei și a ieșit rușinat afară din sinagogă. Oamenii religioși de asemenea au ieșit rușinați afară și femeia gârbovă a ieșit vindecată și plină de bucurie. Am postit și ne-am rugat pentru această zi, Doamne. Vino în ajutorul nostru, Doamne. Însă, dragilor, ca să se realizeze această lucrare deosebită, s-a întâmplat ceva deosebit. Dumnezeu a venit în sinagoga din care femeia aceasta a înălțat rugăciuni timp de 18 ani. Femeia aceasta s-a rugat stăruitor. A văzut-o. Dumnezeu te vede. Și te vede diferit. Dar ca să se realizeze victoria, a mai necesitat un ultim drum al gârboviei ei. Știți care a fost ultimul drum al gârboviei ei? Din bancă până la Hristos. Hristos a chemat-o, cum ne cheamă și pe noi în dimineața aceasta.
că ești pitit și pitită de rușine. Poate că ești aplecat și aplecată sub povara păcatului. Poate că ești gârbovit și gârbovită de boli, de probleme, de incertitudini, de forme de agresare din partea diavolului. Îți spun ceva în dimineața aceasta. Nu Alin Jivan te cheamă, Hristos te cheamă. Pentru că aici este puterea Lui, puterea Lui Iisus Hristos. Hristos a chemat-o și femeia aceasta a făcut ultimul drum al gârboviei ei. Toată mulțimea era cu ochii pe ea și acum își purta handicapul în fața tuturor. Uitați-vă la mine, pentru că mai am doi pași, mai am un pas și sunt în fața lui Hristos și totul se schimbă. Vino în dimineața aceasta, Hristos te cheamă. Ultimii pași ai gârboviei tale, vino și fă-i spre Hristos și cu fiecare pas Hristos lucrează vindecare, Hristos lucrează eliberare, Hristos lucrează mântuire, Hristos lucrează iertare, Hristos îți dă biruință în dimineața aceasta. Am mai necesitat un lucru. Acțiunea ei spre Hristos și a fost ultimul drum al gârboviei ei. Pentru că acolo Hristos a pus mâinile peste ea. Și unde își pune mâna Dumnezeu, acolo totul revine la normal. Haideți să ne ridicăm în dimineața aceasta. El este Dumnezeul care vine și a venit în dimineața aceasta aici. Întâi de toate, El a venit datorită misiunii sale, din dragoste pentru tine și pentru mine. El a venit pentru că mulți dintre noi L-am chemat stăruitor, cum femeia aceasta L-a chemat 18 ani stăruitor. Iată că El a venit, a intrat în sinagogă. El a venit și vine dacă lași și deschizi ușa inimii tale în dimineața aceasta. Și vreau să-ți mai spun ceva, dragul meu și dragul meu. El mai vine și atunci când nu mai vine nimeni. Vine El. Cum spune cântecul, vine Dumnezeu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Când ajungi la spital, pe pat, în deznădejde, în căderi, singurul care vine și se apropie de tine este Hristos. El este Dumnezeul care te vede în dimineața aceasta. Dar nu te vede cum te văd oamenii. Te vede ca pe un fiu și ca pe o fiică care este în mijloc, care suntem împreună în mijlocul unor lupte spirituale deosebite. El vede cauza, El vede pe diavolul care vrea să agreseze viața noastră. El vede vindecarea în dimineața aceasta și vede restaurarea, binecuvântat să fie numele Lui. Și El este Dumnezeul care învinge. Invit echipa de închinare să vină aici lângă mine. Vom cânta un cântec și în timpul acestui cântec vă invităm pe toți, cei care sunteți sub poveri, cu boli, cu neputințe, cu atacuri din partea celui rău, să faceți ultimii pași sub povara păcatului. Sângele lui Iisus Hristos vă curățește pe deplin. Sângele lui Iisus Hristos vă curățește pe deplin. Nu mai pleca gârbovit de aici de păcat și gârbovită de păcat. Fă ultimii pași ai gârboviei, vino la crucea lui Hristos și mărturisește păcatele tale și spune: Doamne, cumplit m-au chinuit păcatele. Cumplit mi-a agresat diavolul viața, Doamne Dumnezeule. Vin cu păcatele mele la crucea ta și ridică-te de acolo unde ești și vino în față. Ultimii pași ai gârboviei tale. Pentru că aici este Hristos care își pune mâinile peste tine și peste viața ta. Dacă ești bolnav, bolnavă, dacă ești deznădăjduit, deznădăjduit, întristat, dacă luptele sunt mari, dacă ai probleme din familie, să veniți să ne rugăm împreună. Biserica se va ruga, slujitorii se vor ruga. Cântăm împreună așa cum sunt, Doamne. Cu infirmitate, cu handicap fizic, Doamne. Cu povara păcatului în spinare, Doamne. Cu greutățile acestea care apasă viața mea. Cu poverile acestea insuportabile vin înaintea Ta, Doamne, așa cum sunt. Și voi pleca așa cum spui Tu că trebuie să fiu, Doamne. Fă ultimii pași sub povară și vino la Hristos. El te cheamă astăzi. Te cheamă, vino, fiică, vino, fiule, vino. Să aveți îndrăzneală și să veniți. Urcați pe scenă aici.